Mers prin toată țara să văd muzeii făcute la ora respectivă ca să fac și o ceva măcar la același nivel. Un român este cunoscut în America drept chirurg al ceasurilor de colecție. La cei 76 de ani, Dimitrie Vicoveanu nu doar repară ceasuri care valorează zeci de mii de dolari, ci le și restaurează și are soluție la orice problemă, indiferent de marca, vechimea sau defecțiunea unui ceas. Dimitrie ceva, Vicoveanu a fost atras de mecanismul care măsoară timpul încă din copilărie. La șase ani a desfăcut ceasul stricat ori, al bunicilor și, și în două zile a reușit să-l repare. Eu am luat ceasul și l-am desfăcut, dar cu grijă și cu frica dacă să știu să-l pun înapoi. Și atunci am făcut schițe, că descris abia știam să scriu câteva litere, dar de făcut schițe de desen îmi plăcea să fac. Și am făcut exact că o rotiță, dacă o pui așa sau așa, nu atinge roțile următoare care să meargă și trebuia să respect cum au fost puse. Soarta a făcut ca Dimitrie Vicoveanu eu să devină arheolog. Apoi s-a specializat în, în restaurarea obiectelor de patrimoniu, iar în 1975 a fondat la Iași laboratorul de restaurare-conservare pe care l-a condus până în 1977 când a plecat în Elveția la altă specializare. Dar pentru a-și putea salva fiica, bolnavă de inimă, a fost nevoit să rămână în străinătate. Minute, în 1986 s-a stabilit în America și a devenit de unul dintre de cei mai buni ceasornicari de peste ocean. Nu este niciun ceasornicar în America care atunci când de ceasul să dea o, o, o fișă tehnică din computer care să arate cum e linia de mers a ceasului, să dea o diagramă. Eu totdeauna dau diagramă și mă lupt ca să fie linia aia cât mai dreaptă. Orice înclinație spre stânga sau spre dreapta înseamnă că ceasul merge în urmă sau o ia înainte. Datorită colaborării cu o casă de licitație din New York, publicația The New York Times i-a dedicat un reportaj, după care afacerea a început să meargă ceas. A doua zi după ce a apărut în New York Times pe. 17 februarie 2012, au început să vină din diverse orașe. Două luni am avut coadă de la vitrina mea până în strada 47 Street, sute de oameni. Dimitrie Vicoveanu s-a născut în județul Neamț, iar din 1986 trăiește visul american, restaurând ceasuri și câte 15 ore pe zi. Îl ajută mult faptul că are ochii de vulturi. Expertul reușește să asambleze mecanisme cu 100 de piese, fără să aibă nevoie de ochelari sau de lupă.